Muncitorii de la Tenaris Silcotub ies din nou în stradă ca urmare a lipsei de reacție a multinaționalei la protestul acestora de marți. Duminică 5 august, muncitorii vor protesta încă o dată pe platoul de marmură din municipiul Zalău sub devisa Mitingul Marii Familii Sindicale din Silcotub. Tensiunile dintre angajați și angajator sunt departe de a fi soluționate la Tenaris Silcotub. Nemulțumiți de condițiile salariale, peste 300 de muncitori au ieșit marți în stradă, însă multinaționala nu a avut nicio reacție la protestul acestora. În consecință, sindicaliștii care îi reprezintă pe angajați organizează duminică 5 august o nouă acțiune de protest. Între orele 14 și 18, angajații de la Tenaris vor protesta în centrul orașului, sub deviza Mitingul Marii Familii Sindicale din Silcotub. Sindicaliștii estimează că de această dată la acțiunea de protest vor participa aproximativ 1000 de oameni, adică de 3 ori mai mult decât data trecută. Revendicarea majoră a angajaților o reprezintă salarizarea corectă. Aceștia solicită angajatorului Tenaris Silcotub salarii care să țină cont de condițiile grele de muncă din domeniul metalurgiei. Ca urmare a faptului că Massive Meeting din data de 31 iulie 2018 nu a avut efectul scontat în ceea ce privește reacția administrației Silcotub Zalău, salariații sindicaliști vor organiza duminică 5 august, începând cu orele 14, un meeting în fața prefecturii, pe platoul de marmură. Este răspunsul nostru vis-a-vis de neposarea revendicărilor pe care și le-au făcut salariații de-a lungul evenimentului desfășurat în 31 iulie. Mai mult am văzut pe site-ul intranetului Tenaris o informație dată de conducere că, printre altele, că în această perioadă, respectiv în luna iulie, organizațiile sindicale din Zalău și Călăraș au fost invitate să participe la acțiuni referitoare la modificarea legii dialogului social 62/2011 și legat de salarizarea mică din metalurgie. Niciun cuvânt nu s-a suflat despre revendicările salariaților în ceea ce privește salarizarea din Silcotub și majorările salariale în acest an și eșecul negocierilor datorită faptului că nu s-a ajuns la un consens și consensul înseamnă acceptarea revendicărilor sindicale. Ca urmare, duminică ne vom întâlni pe platou din fața prefecturii împreună cu familiile și vom încerca să atragem atenția încă o dată cu un număr mai mare de salariați și însoțiți de membri familiei că există o problemă majoră la Silcotub. Și în primul rând, în acest moment, problema cea mai mare întreruperea totală a dialogului conducerei cu organizația sindicală care reprezintă salariații. Deci nu am mai avut nicio discuție oficială de câteva săptămâni. În cazul în care revendicările lor rămân și de această dată fără rezultat, sindicaliștii sunt deciși să continue șirul protestelor. De altfel, colegilor de la Donasid Călăraș, o altă unitate din grupul Tenaris Silcotub, au organizat și ei ieri acțiuni de protest, doleanțele fiind aceleași.